Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Iată-ne astăzi la o nouă emisiune pe Constanța News. De această dată avem alături de noi un primar care a reușit, în ciuda piedicilor puse de, eu știu, bugetul restrâns, de consilier, de toate celelalte din mandatul său, să facă lucruri importante pentru localitate. Vorbim astăzi cu domnul primar Viorel Petre de la Târgușor. Bun găsit, bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Domnule primar, înainte de orice aș vrea să vă întreb așa, ca să destindem puțin atmosfera, dacă pot spune asta. Este un an electoral, dar ce spune de fiecare dată este că un primar nu face proiecte doar în an electoral, ci le face timp de 4 ani, își face campanie timp de 4 ani. Dumneavoastră aveți o grămadă de proiecte și o să vorbim despre toate acestea, dar este ceva ce vă doriți cu adevărat să faceți anul acesta sau să terminați anul acesta? Da, mi-aș dori să finalizez proiectul cu asfaltarea străzilor, care a fost aprobat din 2016 înainte de a candida, cu promisiunea că se vor asfalta străzile. Din păcate nu s-a putut realiza și nu pentru că nu am putut sau nu am vrut, datorită situației, licitații prelungite, contestații, birocrația din România, exact, da. Legat de obținerea vize, unde întâmpinăm probleme ca de fiecare dată pentru orice proiect. Deci ăsta ar fi un proiect de suflet și sperați să-l terminați anul acesta? Cum stau lucrurile acolo? Mi-aș dori să-l finalizez. De început va începe sigur anul acesta, dar nu știu acum în ce măsură se va finaliza, pentru că mai am un proiect de apă canalizare care trebuie acela început și finalizat, după care să venim cu asfaltare. Partea aceasta de infrastructură este foarte importantă și am văzut că v-ați implicat foarte mult. Spuneați de proiectul de apă și canalizare, acesta e un proiect pe PNDL2. Sunt peste 25 de kilometri de rețea de apă și canalizare și toate acestea sunt în stadiu de, hai să nu le spunem blocate de birocrație, dar vă loviți în avize, vă loviți în altele de genul acesta. Care e situația? Eu chiar aș spune că sunt blocate în birocrație. Da. Întâmpinăm probleme foarte mari la obținerea vizului de mediu. Ce se întâmplă acolo? De ce se mișcă atât de greu lucrurile în situația asta? Da, nu știu ce se întâmplă acolo, nu pot să comentez. Cert este că sunt termene foarte lungi. Pot spune că am depus documentația din martie anul trecut și nici până în momentul de față nu am reușit să obțin avizul de mediu pentru asfaltare și pentru apă canalizare. Și atunci când merge și le spune, doamne, am și eu nevoie de avizele astea să le fac, ce vă răspund cei de la mediu? Sunt în lucru. Sunt în lucru. Da. În lucru de, iată, de 10 luni, de aproape un an. De aproape un an. 10-11 luni. Iar pentru asta, până la urmă, oamenii au de suferit, pentru că ei sunt cei care nu beneficiază de o rețea modernă de apă și canalizare, cu toate că dumneavoastră aveți, eu știu, banii, aveți voința până la urmă să faceți lucrurile acestea. Proiectul de asfaltare trebuia finalizat până la 31 decembrie 2019. Deci a trecut și acel termen. Da, Ministerul Dezvoltării ne-au permis prelungirea cu încă un an, ceea ce înseamnă că până la 31 decembrie 2020 proiectul trebuie finalizat. Vă referiți la proiectul pe PNDL1? PNDL1, da. Este un proiect, din ce înțeleg, de asfaltare în Târgușor și Mireasa. Sunt 11 km de drum. Da, 7 km sunt la Târgușor și 4 la Mireasa. Valoarea proiectului este de aproximativ 8 milioane de lei. Aveți acești bani deja asigurați prin finanțare? Da, semnat contractul de finanțare. Ministerul Dezvoltării a efectuat plățile de fiecare dată când s-au depus documentele. Asta am observat-o la proiectul finalizat la Mireasa pentru rețeaua de apă. Ce mi se pare ciudat este că statul vă dă bani, dar statul vă împiedică prin avizele pe care nu vi le acordă. Exact, așa se întâmplă. Da, din păcate asta e o problemă generalizată și nu doar la Târgușor, ci și în alte părți. Aveți, dacă tot vorbim de partea asta de birocrație și am început cu veștile mai puțin bune, haide să trecem prin toate. La AFIR ați depus documentația acum 2 ani și jumătate pentru
o achiziție destul de simplă, relativ simplă, un tractor, remorcă, lamă de zăpadă și așa mai departe. Utilaje din acestea care sunt foarte necesare unei comunități. Așa care este, este stadiul pentru acestea? Da, din păcate și acolo am avut termene prelungite pentru obținerea unui aviz ca să pot să pornesc licitația. Din fericire pot spune că am obținut acum acel aviz. Suntem în procedură de licitație de 2 zile, adică de luni. Iată o veste bună, în sfârșit o veste bună. Da. Ce a împiedicat tot acest proces? Acel aviz de la cine era? Dacă e, haide să-i dăm un vileac până la urmă. Știu că nu facem bine, dar până la urmă trebuie spus că de la nu se întâmplă totul din cauza unei primării care blochează lucrurile. Da, da. De la AFIR. Deci am așteptat acel aviz, documentație depusă din mai, 28 mai, și de-abia acum am reușit să obținem acel aviz. Nu știu, care este motivul de se întârzi așa de mult cu obținerea acestor avize? Și pe lângă asta ne mai mirăm de ce nu se accesează fondurile europene. Asta este motivul. Cu siguranță asta este. În momentul în care ați obținut acel aviz, din acel moment știți cât ar putea să mai dureze până când comuna va beneficia de aceste utilaje? Zic adică eu că de zile, încă săptămâni, luni? Da, nu, e vorba de luni. Deci va fi licitația unde acolo vor veni cu ofertele, sperăm să nu existe contestații. Da. Dacă nu ar exista acele contestații, zic eu că în 4-5 luni s-ar realiza. Tocmai bine, veți avea lamă și freză de zăpadă la vară, ca la să spun vară, așa. Da. E bun pentru că odată cumpărate toate aceste lucruri, lăsând gluma la o parte, ele sunt folositoare pentru ani buni de acum înainte comunității și cu siguranță vă vor ajuta. Eu m-am pregătit cu aceste utilaje în situația în care voi asfalta străzile din localitate, să pot să le curăț, să pot să le mătur, că am în acest proiect am inclus o perie de măturat șoseaua, un braț de tuns vegetația pe o parte și cealaltă a drumului. Deci sunt utilaje utile pentru comunitate. Absolut. În momentul în care se duc acele proiecte la sfârșit. Vorbind totuși de proiecte, un alt proiect care la fel ar trebui să fie finalizat în acest an este cel cu platforma de gunoi de grajd. Aici vorbim de un proiect la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Ce se întâmplă cu acesta? Da. E și acesta blocat? Sau a fost o perioadă când și acesta a fost blocat. Documentație schimbată și aprobată prin hotărâre de Consiliul Local de 4 ori până când a fost finalizat, pentru că se schimbau regulile în timpul jocului. Zic eu că acum e pe drumul cel bun, pentru că am semnat contractul de finanțare cu Ministerul Mediului. Sperăm ca până la sfârșitul anului să fie finalizat și acest proiect. Această platformă va fi folosită probabil de toți localnicii, adică nu e doar pentru primărie și atât. Nu. Este pentru locuitori, ca să aibă un loc unde să ducă gunoiul de grajd. Să nu mai fie aruncat pe toate câmpurile, depozitat și rămâne acolo depozitat, că nu au cu ce utilaje să-l împrăștie pe câmp, sau dacă îl împrăștie după câțiva ani, peste tot sunt locuri unde chiar au un aspect foarte neplăcut. Și trebuie spus că gunoiul de grajd odată împrăștiat în locuri în care nu trebuie împrăștiat, poate afecta pânza freatică și asta e un lucru grav pentru dacă pentru e împrăștiat, nu afectează. Unde este depozitat unde și depozitat, stă mai da. Mult de 6 luni, atunci poate afecta pânza. Da, și atunci o astfel de platformă cu siguranță va ajuta pentru evitarea unor astfel de probleme, până la urmă care duc la sănătatea populației. Așa este, da. Va fi dotată cu un buldoi excavator, tractor, remorci, un utilaj de împrăștiat, gunoiul, o vidanjă, toate utilajele necesare pentru a colecta gunoiul și a-l și împrăștia pe câmp după ce se descompune. Va fi și contracost, dacă omul îl aduce personal acolo va fi gratis, dacă vrea trimitem tractorul, utilajul și îl ia de acasă contracost,
Acum rămâne să finalizăm proiectul ca să fie benefic pentru comunitate. La Târgușor pregătiți un cămin cultural. Ce se întâmplă acolo cu acel proiect? Da, am tot încercat, l-am depus pe Ministerul Dezvoltării, pe PNDL 2, dar având 7 proiecte depuse la momentul respectiv, au fost aprobate doar 2, apa canalizare Târgușor și apa Mireasa. Oricum, a fost valoarea de 4 milioane de euro aceste două proiecte. Impresionant, până la urmă, pentru... Da, pentru faptul că nu am obținut finanțare de la Ministerul Dezvoltării, am hotărât să îl reabilitez din banii bugetului local. În momentul de față avem licitația încheiată, semnat contractul de proiectare-execuție, suntem în faza de proiectare, urmând ca, zic eu, la sfârșitul lunii să dau autorizația de construire, să pot să mă apuc de... Ce va avea această clădire? Care va fi rolul ei? Evident, rolul este unul de, eu știu, îmbunătățirea activităților culturale, dar la ce vă gândiți să o folosiți până la urmă? Este util pentru comunitate în sensul desfășurării spectacolilor. Școala să poată să-și facă diferite activități cultural-artistice, se fac nunți. Aveți un ansamblu sau vă gândiți să faceți un ansamblu din local? Din păcate nu avem. Ca să putem să-l facem, ar trebui să fie implicare din partea școlii, să putem găsi un cadru didactic sau un personaj care s-ar interesa să execute această activitate. Cursurile copiii și așa mai departe. Da. Dacă am avea inițiativa, din partea mea sprijinul este 100%. Revenind la cămin, se fac nunți, botezuri, de aceea am hotărât că trebuie reabilitat și dotat corespunzător să înființăm o bucătărie utilată cu tot ce trebuie, să facem acces la toalete din cămin, inclusiv pentru persoanele cu handicap, că așa ne cere legislația mai nou și e nu trebuie să excluși. Da. Chiar absolut. Dacă sunt sau nu sunt persoane cu dizabilități, trebuie să ne gândim și la ei. Zic eu că trebuie reabilitat căminul, că nu prea corespunde la momentul actual, nu corespunde cerințelor locuitorilor. Când sperați că ar putea să fie gata acest proiect? Odată... Sper ca până în toamnă să fie finalizat. Este un lucru bun. În sfârșit, o veste bună. Trecem la proiectele în execuție și aș vrea să vorbim puțin despre, dacă tot vorbeam de partea asta de cultură, mergem puțin și către sport. Partea de teren multifuncțional la școala din Târgușor, vă pregătiți acolo să acoperiți acel teren. Cu alte cuvinte, să-l folosiți și pe timp de iarnă sau, în timpul sezonului ploios. Da. Acum 2 ani am depus pe CNI documentație pentru o sală de sport. Deja au trecut 2 ani, mi-am luat gândul de la realizarea ei și am hotărât să acopăr terenul multifuncțional din curtea școlii, să poată să se execute programul de sport lângă școală pe acest teren. Iarna va fi încălzit. Veți avea o structură metalică, ceva, sau tip balon? Nu, acela? Structură metalică este mai sigură. Structură metalică, acoperită, încălzită, iluminată. Vara, lateralele se vor ridica până la o înălțime de aproximativ 2 metri și jumătate, să fie aerisit, că altfel ar fi temperaturi... Cu siguranță, da. Exagerat și mare. E greu de folosit, eu știu, un aer condiționat ar consuma și multă energie pentru... Nu, dar așa, pe sistemul acesta va fi și aerisit și se vor putea desfășura orice fel de activități, inclusiv cele școlare, inclusiv cele sportive privind tinerii din localitate. Cine poate să îl veți închiria sau îl veți, eu știu, veți facilita accesul tuturor la el? Da, da. Cum este acum, la fel va fi. Vă dați seama că dacă stau să-l închiriez, s-a încercat varianta aceasta la momentul construirii acestui teren multifuncțional. Tinerii veneau după ora 16-17, vrem să-l închiriem. Ca să-l închiriezi, taxa trebuia plătită la primărie. Nu mai era nimeni. Corect.
Și am zis nu mai, eliminăm această taxă, e făcută din banii, din bugetul local. Să se bucure toată să lumea. Se bucure toată lumea. Până la urmă, da, redați comunității, cum se spune. Interesul ăsta este să fie pentru comunitate. Absolut. Din punctul ăsta de vedere al comunității, la fel de important este și un alt proiect care se află în execuție, și anume capela mortoară din localitatea Mireasa. O capelă mortoară de care, evident, până la urmă, vrem, nu vrem, toată lumea are nevoie la un moment dat, și este un lucru care oferă, eu știu, decența necesară unei familii care are sau nu posibilități la atunci când un membru al familiei respective a murit. Care este statul acestui proiect? Dacă am făcut capela mortoară la Târgușor, am zis că trebuie același lucru să fac și la Mireasa, pentru că și localitatea Mireasa face parte din aceeași comunitate. În momentul de față este în faza de execuție, zic eu că este în proporție de 80% finalizat. În maxim 2 luni de zile va fi finalizat și dotat corespunzător, cum este cea de la Târgușor, la fel va fi și la Mireasa, cu încălzire centrală pe combustibil solid, capac frigorific, frigider, plită electrică, tot. Oamenii ce vor putea acolo să facă și, eu știu, nu, o masă sau ceva de genul acesta? După... Nu am vrut să fac acest lucru lângă capelă, consider că nu este mai prea igienic. Nu știu, e părerea mea. Corect, la Târgușor, dacă avem Căminul Cultural peste drum de capelă, este acolo. Aproape, da, se fac acolo. La Mireasa, pardon, la Mireasa vreau să am în plan să transform o sală de clasă, un corp al școlii de la Mireasa, să-l transform în cămin cultural. Pentru că de 2 ani de zile școala nu mai funcționează la Mireasa, datorită lipsei elevilor. Îi transportăm la Târgușor cu microbuzul și am zis să transform acele săli de clasă în bucătărie și cămin cultural. Nu vreau să vă întreb cât o să dureze, pentru că dacă vă pun iară piedici și avizele și toate cele... Da, aici avem o problemă, să zic așa, cu obținerea avizului de la Ministerul Educației, dar nu suntem în termene prelungite. De primărie până la urmă, nu? Da, acolo. Da. Și atunci e doar un aviz formal, adică nu e ceva ce ei trebuie să... Un aviz de... Da, un acord de a ne putea da voie să transformăm din școală în cămin cultural. La urmă, tot pentru comunitate este una. A doua, dacă această școală nu va fi transformată, va fi conservată și cu timpul se va degrada, se va distruge. Așa îi dăm o utilitate publică. Și cu siguranță veți avea grijă de ea, clădirea nu se va deteriora în acest fel. Bineînțeles, asta este și scopul. Dacă tot construim și facem ceva, avem și grijă și de... Aveți mai multe proiecte depuse, din ce am discutat, partea de reabilitare și dotarea dispensarului din Târgușor este unul dintre proiectele depuse. Când sperați că acesta va fi, eu știu, finanțat și după aceea realizat? Dacă la sfârșitul anului 2018 spuneam că ăsta este proiectul meu pentru 2019, în momentul de față pot spune că acest proiect a fost realizat și depus pe Compania Națională de Investiții. Așteptăm acum să vedem dacă se aprobă sau nu se aprobă. Despre ce valoare vorbim acolo? Așa, aproximativ măcar. 1.500.000 de lei. Este o valoare considerabilă. Aproximativ 350.000 de euro. Și odată cu dotarea dispensarului, până la urmă trebuie spus că oamenii vor avea toate cele necesare. Veți avea și medici, pentru că asta este o problemă în cele mai multe localități. Medici care să vină acolo. Ați discutat deja cu cineva în acest sens? Da, am discutat cu un medic, este hotărât să vină. Acum știți cum e, în momentul în care propui unui medic să vină la țară și oferi și condițiile necesare desfășurării activității în condiții bune, aș zice eu, chiar foarte bune, dacă ar fi reabilitat, n-ar fi o problemă să vină un medic.
Vorbim tot așa de proiecte depuse, un alt lucru care este la fel de important pentru comunitate este înființarea rețelei de gaze. Cum stați în acest punct de vedere? Am făcut și acest proiect, l-am și depus pe Fondul de Dezvoltare și Investiții. Așteptăm acum aprobarea. Din câte am înțeles, proiectele pe gaze vor avea prioritate la nivel național. Acum rămâne să vedem și când vor fi... Asta e un lucru bun. Până la urmă, oamenii scapă de cărbun, de lemne și așa mai departe. Da, zic eu că în câțiva ani cu siguranță se vor realiza. Da. Eu știu, oamenii ar vrea azi dacă s-ar putea. În condițiile în care personal, acasă, dacă ești și te apuci de o lucrare, nu o termini într-o zi, o lună, un an. Tot durează câțiva ani. Unde banii pe care i-ai gestionezi exact când vrei și cum vrei. Dar când depinzi și de alții, când, și pentru avize și pentru bani, e mai greu. Când folosești banii publici, automat acolo vorbim de termene lungi, care acolo e vorba de ani. Din acest punct de vedere, la fel un proiect depus, înțeleg că este cel legat de asfaltarea străzilor. Spuneați de cei 15 kilometri. Cum aveți un termen acolo sau măcar o speranță, dacă nu un termen? Și acest proiect este efectuat și depus tot pe Fondul de Dezvoltare și Investiții. Pentru diferența de străzi, pe lângă cei 11 kilometri care sunt pe primul proiect, am venit cu ceilalți 15 și am cuprins toate străzile din comună. Tot. Inclusiv un drum comunal care face legătura între localitatea Târgușor și Gura Dobrogii. Gura Dobrogii, Mănăstirea Sfântul Dionisie. O zonă foarte frumoasă de altfel și care ar avea, eu știu, poate ar aduce cu această ocazie mai mulți turiști în, sau pelerini în acea zonă dacă ar fi reabilitată cu siguranță. Da, așa este. Dar v-am spus, am zis să cuprind toate străzile. Tot ce aparține de comună să le prind pe toate la asfaltare. Am lăsat pentru final partea de proiecte realizate, pentru că despre acestea cred eu că este foarte bine să discutăm, pentru că oamenii le văd poate în drumurile lor, în viața lor de zi cu zi, dar nu-și dau seama câte au fost făcute deja, dincolo de piedicile care v-au fost puse, dincolo de toate aceste situații în care, iată, aveți nevoie de avize, aveți nevoie de, eu știu, bani, de finanțare, așteptați toate aceste lucruri, sunt și lucruri care au fost făcute. Și aș vrea să încep cu un lucru care aduce, eu știu, liniștea în sufletul oamenilor. Este vorba de rețeaua de camere de supraveghere care oferă omului de rând, la urmă, siguranța că, eu știu, locuința sau proprietatea nu este distrusă sau, eu știu, furată până la urmă. Aș vrea să ne vorbiți puțin despre acest proiect. Înțeleg, sunt 17 camere și este vorba de o extindere a unei rețele deja existente de camere. Da, în 2017 am înființat o rețea de internet gratuit în toată comuna, Târgușor și Mireasa. E un lucru mare, pentru că nici orașele, chiar vedeam zilele trecute, Primăria Constanța a anunțat că vom avea internet gratuit doar pe faleza cazinoului și atât. Noi nu vorbim de tot orașul, nu vorbim de tot centrul orașului, doar pe faleza cazinoului. Și în Târgușor deja avem internet gratuit. Așa este, da. Având internet gratuit, am putut să instalăm și camerele de supraveghere. Pe sistem nou, Wi-Fi, nu mai e necesară infrastructură, cabluri trase prin toată comuna, se face transmisia mult mai bine și de calitate superioară. Au fost montate în 2017 8 camere de supraveghere. În 2019 am avut extinderea rețelei de camere de supraveghere și am mai instalat încă 17. 5 sunt montate la Mireasa și 12 la Târgușor. Asta înseamnă 25 de camere. Le administrează poliția locală, presupun, din localitate. Da.
Și anul acesta aș vrea să mai instalez încă 15 camere. Și a dovedit eficiența acest sistem? Ați, eu știu, au prins și răufăcători sau, eu știu, au observat incidente, chestii care puteau fi sancționate, cei de la poliția locală? Nu vreau să dăm din casă așa, dacă sunt chestii... Nu dăm din casă, nu. Nu, și-au făcut treaba. Au fost situații când chiar au venit și poliția, au cerut înregistrări. E de mare ajutor acest sistem. Un astfel de sistem... Al doilea aspect mai descurajează și... Asta e, e vorba de ideea de prevenție mai mult, da, pentru că omul care știe că este supravegheat și că există undeva o cameră pe un stâlp care îl vede și îl înregistrează, omul respectiv poate, eu știu, până la simplu fapt că nu aruncă o hârtie pe jos sau, eu știu, nu aruncă gunoiul în fața porții sau nu, eu știu, se duce și ia vecinului ceva din curte. Și asta e o chestie foarte importantă. Da, reușiți să preveniți astfel faptele? Da. Asta s-a constatat prin faptul că în ultima perioadă nu prea am avut furturi sau alte probleme de acest gen în comună. Asta e un lucru foarte bun și chiar e de apreciat. Un alt proiect realizat în 2019 este reabilitarea rețelei de apă din localitatea Mireasa. Un proiect finalizat pe PNDL 2. Îmi imaginez că și acesta a durat ceva până a primit toate cele necesare, dar ați reușit să realizați. De câți oameni beneficiază de apă din această rețea în Mireasa? Localitatea Mireasa are 243 de locuitori. Și ce făceau oamenii? Aveau apă, dar nu era de calitate sau mergeau la fântână clasic, cum se mergea înainte? Aveam sistem de alimentare cu apă, dar era pe sistem hidrofor. Mm-hmm. În momentul în care venea vara, nu mai se asigura necesarul de apă. Scădea nivelul apei? Scădea nivelul apei și... scăzând, automat pompa se oprea până începea să umple conducta, să reumple conducta, deja apa iar se termina în puț. De aceea am hotărât că trebuie găsită o nouă sursă de apă, făcut un bazin de înmagazinare, ceea ce l-am și făcut, de 100 de metri cubi. În momentul în care pompează în bazin, toată lumea are apă permanent, 24 din 24. Se asigură necesarul acum de apă, pentru că dacă lipsește apa, e o problemă foarte mare. Este un lucru esențial până la urmă. Fără apă nu poți să trăiești. Și numai oamenii și animalele din bătăturile fiecăruia până la urmă au nevoie de apă. Așa este. Da. Nu mai zic de, eu știu, udatul grădinii zilnice, dacă e nevoie și așa mai departe pentru fiecare. Și aici era problema înainte, că în momentul în care pornea stația până să ajungă în capătul coloanei, cel de lângă stație uda, se spăla, ce făcea și la altul nu mai ajungea apa sau ajungea foarte puțin. Sunt rezolvate acum aceste probleme în totalitate? Sunt acum puse la punct? Acum s-a rezolvat problema, nu mai e nicio problemă legată de acest aspect. Asta e un lucru foarte bun. Dacă vorbim de partea asta de realizări, sunt realizări care au fost făcute și în anii trecuți și aș vrea să le trecem ușor în revistă și aș vrea să începem mai întâi cu partea de iluminat public. Ați investit în această eu știu, pentru rezolvarea acestei probleme în localitățile comunei noastre, un lucru care, iată, este finalizat și ați reușit să rezolvați până la urmă această problemă. Cât a durat, cât a costat proiectul de iluminat public? Acest proiect a fost depus tot pe PNDL în 2018, în 2019 nu s-a aprobat și am hotărât să-l execut din bugetul local. Am înlocuit 15 km de cabluri și am înlocuit toate lămpile care erau pe becuri economice sau neoane. Aveau un consum foarte mare. Le-am înlocuit pe lămpi pe LED. Mult mai eficiente, cu viața mai lungă și mult mai eficiente energetic până la urmă. Așa este, da. Dacă pe vechiul sistem iluminatul era asigurat un stâlp, da, unul nu, acum este asigurat pe fiecare stâlp. Lumină mult mai puternică, de calitate. Până la urmă, ține și de siguranța oamenilor, pentru că și șoferii reușesc să vadă pietonii sau, eu știu, obstacolele mai bine,
dar și oamenii circulă noaptea în siguranță, ca să spunem așa. Da, așa e. Și au fost montate 500 de lămpi. În cele două localități. Da. Mai e nevoie, mai e de lucru la acest proiect? Aveți nevoie să-l extindeți sau este finalizat complet? Mai am o porțiune, dar acolo e un lucru minor, să zic. O singură lampă mai trebuie pus. Până la urmă sunt inerente astfel de probleme. Da. Se mai arde una, trebuie înlocuită și așa mai departe. Da. Pot spune că de aproape 2 ani, deci în luna august, ar face 2 ani, deci un an și jumătate, nu am intervenit asupra instalației. Și își dovedește eficiența, mă urmă. Simplul fapt că nu interveniți presupune mai puține resurse cheltuite. Da, așa este, da. Tot la capitolul proiecte realizate, aminteați mai devreme despre capela mortuară din Târgușor, o capelă mortuară care i-a făcut într-un fel sau altul invidioși pe cei din Mireasa și vor și ei ceva asemănător. La Târgușor a realizat acest proiect și este folosit în prezent de către localnici. Nu știu dacă e invidios, eu nu vreau să strânesc cu ghilimele de rigoare, evident. Nu vreau să strânesc invidia, de aceea mi-am dorit și am și realizat sau realizez proiectele ce se întâmplă la Târgușor să fie și la Mireasa. Faceți în oglindă, cum s-ar spune. Exact, pentru că și locuitorii din Mireasa sunt tot ai aceleși comune. Da? Absolut. Da, era necesar construirea acestei capele. S-a dovedit că a fost foarte utilă, că de la momentul finalizării nimeni nu a mai ținut decedatul acasă și l-au depus la capela mortuară. Este asigurată cu aer condiționat pentru vară, iarna, încălzire prin centrală, dotat cu capac frigorific și tot ce trebuie. Deci este foarte util pentru comunitate. Condiții decente pentru ca familiile respective și așa puse la cheltuiel cu ocazia unui deces să aibă măcar din partea primăriei a comunității un ajutor în acest sens. Da. Folosirea ei este gratuită. E un lucru demn de precizat, pentru că până la urmă oamenii, așa cum spuneau, sunt puși la cheltuieli într-o astfel de situație și orice ajutor contează până la urmă. Așa este. Așa ajutăm noi persoanele care trec prin aceste momente. Că ne dorim sau nu ne dorim, toți vom trece prin aceste momente. Absolut. Trecem la lucruri puțin mai pozitive. Partea de școală, ați lucrat la anvelopare și la înlocuirea instalației termice. Până la urmă e vorba de o reabilitare termică a școlii. Cât a durat acest proiect și acum, eu știu, înțeleg, copiii și de la Mireasa și de la Târgușor învață într-o singură școală. Îi aduceți pe toți acolo. Deci a contat foarte mult ca ei să aibă, și elevii și profesorii, să aibă confortul termic, iată, necesar pentru a-și desfășura activitatea în bune condiții. Da, mi-am dorit ca educația să se desfășoare în cele mai bune condiții. Mereu am spus că la țară elevii trebuie să aibă aceleași condiții ca cei de la oraș. Câți elevi aveți în comună? 180. 180 de copii. Da. Și grădinița și școala cu clasele 1-8. E numărul în creștere, e în scădere, cum observați? E în scădere. Din păcate, la sat asta se întâmplă. Oamenii migrează, de fapt nu mai migrează către oraș, merg către alte țări, din păcate, și acolo simțim cel mai mult lipsa copiilor. Revenind la educație și la proiect, am anvelopat școala, grădinița, vată minerală în pod, am avut inițial două centrale care încălzeau școala. Le-am eliminat pe cele două și am făcut una singură de capacitate mai mare. Cu ce vă încălziți acolo? Lemne și cox. Da. A trebuit înlocuită instalația termică prin calorifere, conducte. Zic eu să asigurăm cele mai bune condiții. A fost înlocuit mobilierul din școală. Era vechi, deteriorat. Au acum ceva ce le lipsește? Mai este ceva ce vă doriți să îmbunătățiți cumva condițiile de acolo de la școală? Întotdeauna există loc de mai bine. Asigurăm burse de merit și burse sociale.
zic eu că sunt sume consistente. 600 de lei bursa de merit, 400 de lei bursa socială. Legat de îmbunătățire, da, mi-aș dori să pot dota școala cu videoproiectoare, calculatoare, tot ce trebuie ca să se desfășoare programul de educație în cele mai bune condiții. Este un proiect pe care să-l faceți în noul mandat, apropo de chestia asta. Da. Vă doriți un nou mandat la Târgușor? Am început foarte multe proiecte și aș vrea să le duc la finalizare. Trebuie spus că un primar nu-și face campanie prin proiectele realizate în ultimele două luni de mandat. Și noastră, iată, ați făcut atâtea proiecte, nici n-am mai adus aminte de gardurile de la cimitir, de platforma betonată de la primărie, chestii care ajută și comunitatea, dar și administrația să-și desfășoare activitatea în condiții foarte bune. Și atunci toate acestea, făcute timp de 4 ani, reprezintă cea mai bună campanie electorală, pentru că o campanie electorală nu se face, ca să spun așa, pe hârtie în ultimele 2-3 luni, ci se face timp de 4 ani, prin munca și prin proiectele depuse și realizate timp de 4 ani. Și au făcut toate aceste proiecte și atunci vreau să vă întreb, care ar fi un proiect de suflet sau ceva ce vă doriți să realizați într-un viitor mandat? Nu o promisiune, ci mai degrabă de ce credeți că ar avea nevoie comunitatea? Nici când am candidat prima dată, nu am făcut promisiuni. Singura promisiune pe care am făcut-o a fost asfaltarea străzilor. Pentru că aveam certitudinea că acel proiect este aprobat, aveam certitudinea că se va realiza. Pentru faptul că nu am putut să-l realizez, nu pot să-mi imput mie vreo vină legată de treaba asta. Absolut, am discutat de problemele legate de avize și așa numai mai departe. Numai că oamenii vor străzi asfaltate. Ăsta este singurul lucru care îl vor. Pentru faptul că n-am realizat acest proiect, zic eu că oamenii spun n-am făcut nimic. Până la urmă, oamenii trebuie să înțeleagă că toate acestea despre care am discutat sunt făcute deja, adică sunt lucruri făcute. Da. Faptul că străzile nu sunt făcute nu înseamnă că nu vor fi făcute niciodată, ci doar asta că așa. Nu se poate lucra cu siguranță acum în timpul iernii, pe de-o parte, iar pe de altă parte, atunci când depindeți de avize și finanțări din alte părți, oricât și-ar dori un primar să lucreze, să facă lucruri bune, să aibă totul realizat, eu știu, o stradă asfaltată în următoarele 3 zile, dacă se poate, ei bine, toate aceste lucruri nu se fac peste noapte, pentru că toate aceste lucrări durează luni, poate chiar ani, așa cum vedem la Târgușor, din cauza unor alte instituții ale statului care pun piedici, care oferă avize, așa cum am văzut, în 2 ani și jumătate sau mai mult, și toate aceste lucruri sunt făcute, cum să spun, în așa fel încât primarul, cel care iese în fața locuitorilor, poate pică într-o lumină proastă inițial, dar oamenii trebuie să înțeleagă că aceste lucruri nu se fac peste noapte și atunci nu este neapărat vina dumneavoastră, ci este o muncă pe care o depuneți zi de zi, dar depindeți de avizele și de aprobările altora. Așa este. Oamenii văd ce se întâmplă în celelalte localități și spun de ce acolo se face și la noi nu. Ar trebui să înțeleagă că aceste proiecte nu se pot realiza într-o perioadă așa de scurtă. Dacă la celelalte localități s-au întâmplat și au fost finalizate aceste lucrări, sunt realizate cu o muncă de 6, 7, chiar 8 ani de zile. Da. Eu zic că în acești 4 ani am făcut foarte multe. Da. Cu siguranță le-am trecut în revistă pe toate și se vede ce ați făcut. Da, și atunci putem spune că proiectul, eu știu, principal cu care mergeți mai departe ar fi, eu știu, dezideratul care mergeți mai departe este asfaltarea drumurilor? Asfaltarea și gazele naturale. Gazele naturale. Da. Ce se întâmplă în Consiliul Local? Aveți susținerea consilierilor? O parte înțeleg și susțin proiectele, o parte mai sunt și cărcotași, să le zic așa. Contează foarte mult chestia asta, pentru că dacă în alegeri veniți cu o echipă despre care spuneți, aceștia sunt oamenii care mă vor susține și dacă mă votați pe mine, votați și pe ei, chestia asta vă va ajuta pe termen lung. Oamenii știu că la alegerile locale, atunci când e vorba de un consilier, votezi o listă, votezi partidul probabil, nu votezi omul. Și atunci
oamenii au tendința de a vota un partid, dar nu-și dau seama că dacă partidul respectiv nu este același cu al primarului, e posibil ca primarul respectiv să nu poate să-și facă treaba timp de 4 ani, să fie împiedicat sistematic de consilieri să pună în aplicare anumite proiecte, să cheltuiască banii comune așa cum trebuie în interesul locuitorilor. Ați avut astfel de situații? Da, așa este și pot spune că de la începutul mandatului am avut situații de genul ăsta. Din fericire, zic eu că a fost bine că în final s-au realizat proiectele, chiar dacă o parte din ei s-au opus, a mers în continuare, au trecut proiectele și ne facem treaba în continuare. Cu siguranță. Vorbind de partid, nu vreau să intrăm foarte mult în politică, ne interesează mai mult partea de administrație. Ați simțit, eu știu, o schimbare în ultimele luni? Simțiți, eu știu, ajutor din partea guvernului, schimbări la ministere pentru proiectele noastre? La Consiliul Județean mai puțin, că nu sunt schimbări deocamdată acolo. Dar din punctul ăsta de vedere, vedeți o schimbare în bine, în rău? Sau nu e nicio schimbare și totul merge la fel? Perioada e foarte scurtă ca să pot să-mi dau seama dacă a fost bine sau nu a fost bine schimbarea realizată. Pentru comunitate, zic eu că e bine, pentru că am văzut deja bugetul și dacă în anii trecuți nu am primit niciun leu la realizarea bugetului național, anul ăsta pot să spun că e bine, că am primit bani. Asta e o chestie bună. Când sperați să aveți bugetul pe 2020 votat, trecut prin Consiliu și așa mai departe? Încercăm să-l finalizăm pentru ședința de la sfârșitul lunii. În ianuarie. Dacă nu, imediat la începutul lunii februarie vom face o ședință de Consiliu Local, să aprobăm bugetul, să putem să ne apucăm de treabă. Anul trecut am avut problema că bugetul s-a aprobat foarte târziu. Foarte târziu, da, așa este. Da. A fost aprobat abia la sfârșitul lunii aprilie, până am început cu organizarea licitațiilor, cu contracte, cu tot ce a fost, ne-a prins toamna. De aceea, anul trecut a fost un an negru pentru mine, să zic așa, pentru că nu am reușit ceea ce mi-am propus. Din acest punct de vedere, faptul că aveți bugetul în ianuarie vă dă, eu știu, o gură de oxigen, până la urmă putem să-i spunem, pentru că odată cu primăvara totul să înceapă în forță și proiecte și toate celelalte de care aveți nevoie. Da, așa este. Sperăm să fie bine. Domnule primar, la final de emisiune aș vrea să vă rog să transmiteți, pentru că este totuși început de an, ianuarie, un mesaj oamenilor din Târgușor, celor care vă votează sau nu, celor care ne privesc acum și care se uită la noastră cu speranță pentru toate aceste proiecte, care apreciază tot ce ați făcut în toți acești ani, aș vrea să le transmiteți un mesaj la început de an și să, nu neapărat o promisiune, dar să le redați cumva încrederea că toate aceste proiecte rămase sunt pe calea cea bună. Da, mi-aș dori să aibă încredere în mine, pentru că în momentul în care am hotărât să candidez pentru funcția de primar, am spus că vin să-mi fac treaba. Și acest lucru l-am făcut de la început și îl voi face atâta timp cât voi fi primar. Vreau să-mi duc la bun sfârșit proiectele pentru care am muncit și în privința asta am un regret, pentru că m-am axat foarte mult pe aceste proiecte și pe munca de documentații, de hârtii, de drumuri la București, la Constanța și nu am reușit să fiu aproape de cetățeni, să pot să stau de vorbă cu ei mai mult. Ăsta este regretul meu. Dar zic eu că toată munca mea depusă în acești 4 ani a fost pentru binele comunității. Vreau să finalizez proiectele, să fiu mulțumit sufletește și eu și locuitorii că nu am trecut degeaba prin primărie. Cu siguranță n-ați trecut degeaba, pentru că se văd, eu am avut o listă lungă de proiecte depuse la finanțare, în curs de execuție și realizate și toate aceste proiecte, iată, sunt în folosul comunității și oamenii, chiar dacă
strada din fața curților nu e asfaltată, ei știu că toate celelalte sunt făcute și se vede mâna de gospodar acolo la Târgușor. Da, așa este. Îmi doresc să fie realizate ca fiecare cetățean al comunei cât mai repede posibil. Dar totul se realizează în limita posibilităților. Tot ce a depins de mine în realizarea acestor proiecte enumerate, tot ce am realizat, au fost din banii bugetului local, le-am făcut mult mai ușor. Ce sunt proiecte de amploare mult mai mare, acolo sunt mai multe probleme. Zic eu că în mandatul următor, dacă voi fi reales, se va vedea realizarea acestor proiecte mult mai bine. Domnule primar, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Aș vrea să ne revedem, poate, eu știu, mai aproape de alegeri sau imediat după alegeri, când să ne spuneți și gata, am asfaltat. Am asfaltat în Târgușor și mi-am luat o piatră de pe inimă, pentru că oamenii sunt mulțumiți acum de toate aceste lucruri. Și eu mi-aș dori acest lucru. Zic eu că se vor realiza aceste proiecte, numai că... E nevoie de răbdare, de înțelegerea tuturor, pentru că toate aceste lucruri, așa cum am spus de atâtea ori, nu se fac peste noapte, ci durează niște ani buni până când sunt făcute, dar odată ce sunt făcute, sunt făcute pentru și mai mulți ani de acum înainte. Așa este. Vă mulțumim mult pentru prezența în emisiune. Doamnelor și domnilor, mulțumim că ne-ați urmărit. Domnul primar din Târgușor ne-a explicat de ce și unde se blochează anumite lucruri, dar și cum unele chestiuni importante pentru comunitate au fost realizate în mandatul său. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună.